În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preiubiții mei, astăzi preznuim gingășia, smerenia, bucuria, iubirea, fiindcă în o lume bulversată și răvășită s-a născut o copilă atât de gingașă, atât de minunată, atât de smerită și iubitoare, care va deveni Maica Domnului. Părinții ei la dânci bătrâneți au fost izbăviți de nerodire după ce au vărsat în rugăciune multe lacrimi și au înălțat multe suspine înaintea tronului celui prea înalt. Dacă în ochii oamenilor erau stigmatizați, în ochii lui Dumnezeu erau prețuiți, fiindcă judecata lui Dumnezeu nu este ca judecata oamenilor. Judecata lui Dumnezeu este dreaptă și nepărtinitoare, pe când judecata oamenilor este nedreaptă și părtinitoare. Oamenii considerau pe drepții părinții Joachim și Ana păcătoși, fiindcă nu au fost bine cuvântați cu copii, nu au dat naștere la copii, însă Dumnezeu i-a ținut ca vase alese și a arătat că cele care sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la el și ea izbăvit de nerodire la adânci bătrâneți, dându-le această copilă care va deveni Maica Domnului, Maica lui Dumnezeu, Maica celui preanalt. Zămizlirea Fecioarei Maria din dreapta Ana o prăznuim la 9 decembrie, așa cum prăzunim și izdămizlirea Sfântului Ioan, botezătorul din dreapta Elisabeta la 23 septembrie, fiindcă zămizlirea și nașterea de prunci sunt daruri ale lui Dumnezeu. Profetul Isaia avea să spună atât de minunat. Iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu spre semne și minuni în Israel din partea Domnului Savaot, care locuiește în muntele Sionului. Iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Pruncii întotdeauna sunt darul lui Dumnezeu. Sunt un dar care ne responsabilizează și ne îndeamnă ca să-L slăvim pe Dumnezeu pentru semnele și minunile arătate nouă, adică prunci îi dobândim spre slava lui Dumnezeu, spre adeverirea credinței și spre viața cea firească, cea vie, cea minunată, care este viața în Hristos. Îi rugăm pe Dumnezești părinți să ne acopere, să ne păzească în mărturia pe care o dăm în această lume care se luptă împotriva valorilor adevărate, împotriva valorilor evanghelice, în această lume învârtoșată, în această lume bulversată în care noi apărăm familia, în care noi apărăm paternitatea, în care noi apărăm maternitatea iar dumnezeiștii părinți ne sunt alături ca modele vii. Am fost foarte emoționat zilele trecute, preiubiții mei, fiindcă am binecuvântat doi copilași, doi gemeni, pe care i-am botezat, i-am născut din nou la viața în Hristos, i-am îmbrăcat în Hristos, chiar la prăznuirea de astăzi și au primit numele dumnezeștilor părinți Ioachim și Ana. Așa cum mare bucurie, trăiesc astăzi, fiindcă s-a mai zămizlit un copilaș într-o familie unde fetița este Ana și aflând că este băiețel, au hotărât să îl numească Ioachim. Așadar, Dumnezeu părinți Ioachim și Ana ne ocrotesc neîncetat și iată și copiii noștri le poartă numele pentru a da o mărturie minunată pretutindeni spre slava prea milostivului Dumnezeu. Iar Maica Domnului ne poartă pe brațele sale. Aseară am avut o convorbire cu tinerii pe platforma online, pe Zoom, și fiind în ajunul prăznuirii nașterii Maicii Domnului, i-am binecuvântat spunându-le că Maica Domnului îi va păzi pe brațele ei și îi va binecuvânta, mai cu seamă la această prăznuire luminoasă, când, de fapt, prăznuim totodată și izbăvirea de nerodire a bisericii care, iată, împărtășește cu bogătate roadele Harului. Multă bucurie simțim atunci când suntem lângă prea sfânta născătoare de Dumnezeu, când ne poartă cu grijă pe brațele ei milostive. Și nu vă ascund faptul că zilele acestea am aflat de la un tânăr o întâmplare minunată care l-a întors de plin cu fața spre Dumnezeu. El era indiferent, era necredincios, a împlinit 18 ani și au luat permisul, iar părinții i-au cumpărat o mașină peres, foarte performantă, și excesiv de luxoasă. Și a făcut prima călătorie și s-a oprit și pe la bunica lui credincioasă, care se întorsese dintr-un pelerinaj și a luat pentru casa lor o icoană mare a preasfintei născătoare de Dumnezeu, o icoană pe care a găsit-o la o mănăstire, o icoană litografiată aplicată pe lemn, însă era de dimensiuni mai mari și ei era cu neputință să o ducă pe brațe la casa lor și l-a rugat cu stăruință ca să o pună în mașină și să o ducă acasă. Însă el a refuzat, a spus, nu am nevoie de această icoană în casa noastră, nu își găsește locul în casa noastră. Și bunica s-a mâhnit și a zis, scumpul meu, iată, în drumul tău de întoarcere, Treci și prin fața casei mătușii tale care este credincioasă. Dacă această icoană preasfinte-născătoare de Dumnezeu nu-și găsește locul în casa voastră, oprește-te la mătușa și las-o acolo. Și el, cumva, așa scârbit, a luat icoana și a aruncat-o pe bancheta din spatele mașinii. Și s-a urcat în mașină și a ajuns într-o curbă foarte periculoasă, unde, într-un exces de teribilism și având puțină experiență la volan, mașina s-a transformat într-o grămadă de fiare. La locul accidentului au venit murdul și multe ambulanțe și au constatat cu imire că în acel morman de fiare se aude vocea șoferului. Cei de la descarcerare l-au scos cu mare greutate după ce au tăiat fiarele care îl acopereau și cu toți i-au început să se închine. Tânărul a crezut că se închină, în primul rând, fiindcă el a fost salvat în chim minunat, fără să aibă nicio contuzie, nicio rană, nici măcar o zgârietură pe trupul său. Însă toți cei din prejur s-au închinat și a făcut fiecare cruce cum a reușit, fiindcă pe pieptul lui se afla icoana preasfinte născătoare de Dumnezeu. Această icoană a Maicii Domnului a devenit scut de apărare, de protecție. A devenit pavăză între el și fiare, între el și moarte. Bineînțeles că din acea clipă a devenit un om nou. Acea icoană a luat-o cu Evlavi, a pus-o în casa lui, unde se află străjuite de candelă, iar, de, iar, el de slavă prea milostivului Dumnezeu și mulțumește prea binecuvântate, născătoare de Dumnezeu pentru o crotire și pasă. Am mai spus și cu alte prilejuri că am ajuns la spital și am oferit icoana Maicii Domnului spre cinstire celor aflați în neputința a sufletului și a trupului. Și la un moment dat o doamnă era foarte reticentă, nu a vrut să cinstească icoana Maicii Domnului și mi-a spus că merge la o casă de adunare neoprotestantă și acolo a aflat că a te închina la icoane înseamnă a te închina la idoli. Și am întrebat-o, Doamne, sunteți departe de cei dragi, iată, sunteți aici, pe patul suferinței, aveți fotografiile celor dragi cu dumneavoastră și mi-a arătat fotografiile fetelor pe care le avea pe telefonul inteligent, fete care erau răspândite în lumea largă. Și am mai întrebat-o, dar fotografia mamei o aveți? Și avea și fotografia mamei, bine protejată, o țineam poșetă, și am întrebat-o, Doamnă, de ce purtați fotografia mamei cu dumneavoastră? Părinte, vă spun drept că mama a trecut de mult la cele veșnice și una dintre puținele poze care mi-a rămas de la ea. Și când o privesc, mi se alină dorul de ea. Și când vei foarte dor de ea, am întrebat-o, să rutați această poză? Da, Părinte. Și când să poza, ce să rutați? Materia plasticul acesta, hârtia, nu, sărut chipul mamei, așa și noi, Doamne, când cinstim icoana preasfinte născătoare de Dumnezeu, sărutăm chipul mamei noastre cerești, fiindcă atunci când cinstim icoana, noi nu cinstim materia, hârtia, vopselele, lemnul, ci toată cinstirea noastră se îndreaptă către persoană, fiind icoana fereastră către cer. Așadar, Maica Domnului, prin icoana ei, ne împărtășește mult har mângâietor și ne păzește neîncetat sub omoforul ei alinător, mângâietor. Cu toată încrederea să spunem și la această prăznuire, prea născătoare de Dumnezeu Fecioară, în vremea vieții noastre nu ne părăsi pe noi, ajutorul omenesc nu ne încredința, ci singură ne apără și ne mântuiește. Amin.